Tot cei 637 de elevi din Sălaș care au solicitat bani de liceu au fost declarați eligibili. Ei vor primi pe parcursul anului școlar un ajutor financiar de 180 de lei pe lună. Ministerul Educației Naționale a publicat ieri lista tinerilor eligibili în cadrul programului Bani de Liceu. În Sălaj, toate cele 670 de dosare au fost acceptate, astfel că toți solicitanții vor putea beneficia de acest sprijin în valoare de 180 de lei pe lună pe parcursul anului școlar 2014-2015. În Sălaj, dintre cei 637 de solicitanți, 82 provin de la Colegiul Tehnic Iuliu Maniu și Mleu Silvaniei, 70 sunt de la Liceul Tehnologic Gheorghe Pop de Băsești, Cehu Silvaniei, 56 sunt de la Liceul Tehnologic Octavian Goga Jibou, 55 sunt de la Liceul Tehnologic Voievod Gelu și 44 de la Liceul Teoretic Iona Grbiceanu Jibou.